cum sunt pe față. Bună! Bună! Mamă, dacă te aplauze, o să vă pup. Da. Larisa. Te-am rugă. Larisa, îmi pare bine. Larisa, îmi pare bine. Larisa. Larisa. Larisa, îmi pare bine. Larisa, îmi pare bine. Eu unde să stau? Stați că am emoții. Stăm. Ce faci? Da, și n-am avut. Știu. Da, eu nu prea v-am pus întrebări, să știți. Acum ați chiar uscate. Să știi că băieții au zis că o să fie blânzi. Să fie amabili, drăguți. Ce drăguț, mulțumesc. Dacă suntem îngheiați în păr. Așa că nu-ți face. Chiar vă rog să fiți așa prima dată, că după aia nu mai întreabă. Da. Care dintre voi? Larisa. Larisa. Da. Ai un minut la dispoziție să te prezint. Da. Bună, eu sunt Larisa. Am 22 de ani, 23 imediat peste două luni. Sunt Zodia Taur. Sunt o persoană încăpățânată. Am nevoie de un bărbat care să-mi ofere un pic de spațiu mai... mult, pentru că eu am o soră geamănă și noi avem nevoie de spațiul nostru. Adică ai nevoie de, de o casă? Cum? Ai nevoie de o altă casă? Cum? Ai nevoie de o altă casă? Nu! A sunat de parcă veniți la pachet, așa. Nu, deci eu când am avut o relație... N-ai spațiu acum, gen? Acum am destul spațiu, fii atent aici. Deci când o să am eu un iubit, nu o să vreau să stea non-stop cu mine. Eu vreau un băiat să înțeleagă că o să am nevoie... De mașină. Timp... A, mașină nu trebuie. Mersi oricum. Stai să o ascultăm. Trebuie să-mi permită să pot să fiu o zi întreagă sau, știu eu, și doar cu sora mea. A, normal. Pentru că noi avem spațiu normal pentru voi. Dar eu băiatul ăla nu l-am găsit momentan. Adică tu ai nevoie de un băiat care să vrei spațiu și timp să împetece vreme cu sora ta. Nu. Eu am nevoie de un băiat care să mă iubiască, dar să mă și înțeleagă, înțelegi? Pentru că eu cu sora mea avem o legătură super strânsă. E normal. Gemene. Da. Întrebările au început. A, da, mă scuzați. Spune ceva despre tine, da. Da. Hai despre mine, ce să pornească cronometru, pentru că băieții au la dispoziție 5 minute. Am profitat și noi. Da, pe de-aia dădeam. O să profit eu de vreo 2 minute. Eu am avut o singură relație. Suficient, acum trebuie să întrebi. Cât a durat? Doar 6 luni. Știți de ce? Pentru că am fost tot timpul legată cu sora mea. Și atunci am fost noi două tot timpul împreună. Da. Dacă, spre exemplu, prietenul tău va vrea să plece în altă țară, să-și înceapă altă viață, aia vei fi dispusă să pleci după dacă el? O să fiu foarte îndrăgostită și o să-l iubesc. Și să renunți la sora ta. Nu pot să vă zic acum, numai chiar când sunt fapt, că nu vreau să mint. Da. Ai fost sincer? Geloasă pe ea. Niciodată. Bună. Și nu o să fiu niciodată. Niciodată. Dacă te încurcă prietenul tău cu sora ta, ce faci? Eu îi zic cine și dacă e ok, dacă nu, eu nu mă supăr. Dacă... Ai livrată cu sora ta la un date? Cum? Nu. Să-ți vină cu ea, nu? Nu. Foarte aia. Dintr-un procentaj de 100%, cât la 100% acorzi atenție surorii tale, cât la 100% acorzi atenție iubitului tău? Nu poate. Dacă o să-l iubesc foarte mult, o să-i ofer lui 70 și 30 surorii mele. Păi asta spun, mai mult atenție ar trebui, că așa mă faci să mai crezi să pot să fac o relație cu tine. Asta ar veni un fel de 7 zile cu el, 3 zile cu ea. Deci eu mi-aș dori să-mi găsesc pe cineva sincer aici. Doamne ajută, eu chiar mulțumim, Larisa, foarte mult. Ne mai vedem. Pa! Mulțumesc! Pa și eu! V-a plăcut? Da. Da. Păreri? Foarte ca lumea. Deschisă, foarte sinceră. Omul sincer, parcă-i dă puțin lacrimi. Are ochii așa umezi, știi? Când zice un lucru din suflet, știi? Așa fac și eu. Consider că ori va trebui să lupți, ori pare complicat. Cristian? Da. Da? Într-adevăr. Ți-a plăcut? Da, e o fată, în primul rând mi-a plăcut că e mult mai comunicativă decât ieri. Ieri, adică nu mi-a pus nicio întrebare. A fost foarte bine, mă gândesc că și când sunt împreună, poate au ceva, un sentiment de temere sau nu sunt așa... N-ar trebui să fie de siguranță, de relaxare? Tocmai, dar parcă acum când am fost singur a fost mai... N-au întrebat pe nimeni nimic ieri, ca să te liniștești. Da, pe asta spun. Pe nimeni. De asta spun. Pe nimeni. Misterioase, așa a fost ieri. Da.
cum a fost? A fost foarte fain. Ia. Am început să vorbim de băieți, de nu știu ce, și eu i-am explicat situația dintre noi două. Știi, toți pe mine acolo. Stai, las o frâne, las, da. Nu vreau să lași pe sora ta, i-am zis, măi băieți, înțelegi, vreau 2 ore să pot să petrec cu sora mea, fiecare zi să putem comunica. Cu zis că măcar 2 ore, știi, că din... Da, așa să mă întrebi și... Da, sunt foarte drăguț. Și la un moment dat mi-a zis că... Eu vreau o relație, cât atenție aș acorda băiatului, iubitului meu și cât ție, știi? Știți, logică, dacă îl iubesc, lui îi acord cam 70-80% și dacă o lasă-mi eu de fată, eu vreau să-mi găsesc pe cineva să mă iubească, să ne pupăm, să bla, bla, nu? Poți să te iubesc și eu dacă vrei. Da, tu, poate, nu mă atinge așa cum atinge un bărbat, știi? Așa, mai așa, bun. Ce să fac 5 ore cu tine? Păi și cât plăcești cu el dacă te duci 5 ore pe zi cu tine? Nu, tu, fetele, eu am zis așa o idee. Auzi, dar nu e glumă, știi? Dori! Hai, Dori! Hai, iei și tu la fel, ține minte! 70-80% cu iubitul să... Da, tu și bagă și tu că vrei să te... Nu. Câte relații ai avut? Eu una, logii, dar toată țara știe. Da! V-a schimbat cu sonă? Și cam așa. Bună, Carla. Doriana, pe bine. Sigur ești. Doriana, pe bine. Da, uite că e diferent. Doriana. Doriana, pe bine. Doriana. 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 Bine ai venit. Bine v-am găsit. Emoționată? Un pic, da. De ce? Sincer. Prea mulți băieți. Așa am zis la ieri, vreau să fie. Adică ce alegi? Dori, da. Ai un minut la dispoziție să le spui băieților câteva lucruri despre tine. Păi, cred că oricum știți de la Lari. Am 23 de ani, sunt din Târgu Mureș. Momentan nu lucrez niciunde. Am lucrat, da. Am venit la emisiunea asta să sperând să găsiți pe cineva. Am avut o... cum să zic, o compatibilitate prea mare cu Larry până acum. Am avut câte o relație, adică eu am avut și o relație. Dar nu ne-a făcut niciun băiat gen să ne despărțim una de alta. Bine, nu asta căutăm. N-a fost același băiat? Cum? Nu. El a fost un pic mai în vârstă, mi-a fost de dată cu mine. Și nu, să sperăm că ne găsim pe cineva aici. Deci o singură relație. Aveți 5 minute la dispoziție să-i adresați întrebări. Ce observi la un băiat? Cum? Ce observi la un băiat prima dată? Ochii, zâmbetul. Cât a durat relația respectivă? 6 luni. Da, la fel. Da, coincidență cu anulare. Sigur. Hai să despărțim, că nu suntem două dată. 6 luni de zile. Nu am avut în aceeași perioadă. Care dintre voi a fost prim? Cum? Care dintre voi a fost la naștere? Da. Eu. Cu 10 minute. Cam cât de apropiate sunteți ca și surori? Cât de extrem. Multe lucruri faceți foarte împreună? Apropiate. Prea apropiate. Aole, mă sperii. Sincer. Bine, dacă vrem să ne debarasăm una de alta, cred că se poate, dar e foarte greu. Cât? Cât timp poți să stai freia? 70%. 30%. Măi, nu am stat niciodată foarte mult despărțite, că am lucrat la aceleași joburi, deci tot timpul când am plecat, am plecat împreună de la joburile respective. Deci, când am mers măriți, în vacanțe. Cum? Dacă o să te măriți. Doamne ajută, da, nu știu. O să fie un pic mai greu. Suntem conștiente și noi că o să fie un pic mai greu. Dar am fost lipite așa tot timpul una de alta. Oricum, cine o să te iubească, o să te înțeleagă. Păi să sperăm. Crezi că ai putea să faci o relație serioasă în momentul de față? Nu știu. Măi, eu aș încerca, sincer. N-am avut nicio relație serioasă. Eu aș vrea, că am totuși deja 23 de ani. Cum? Ai un preferat deci din casă? Măi, sunteți câțiva simpatici pentru mine. Am o curiozitate maximă. V-ați dat vreodată întâlnire una din voi cu cineva și să se ducă cealaltă? Nu. Toată lumea ne întreabă asta, n-a făcut chestii de genul. Dacă ați avut un geam... La fostul meu prieten, într-adevăr, o merg la gen ca glumă. Să-l pupe, dar să-l supăra pe mine. Cum? Să vezi dacă cumva vă diferă? Da, s-a prins singur și atunci cumva după aceea s-a supărat pe mine și n-am chestii de genul la bărbați. Dacă o pupa, te supărai? Păi nu-l pupaia pe el. N-a sunat. Dar ai zis că aveți aceleași gusturi. Avem acele, dar totuși de surori, era prietenul meu, era iubitul meu. Bine, mai am o ultimă întrebare, în ultimele 2 secunde. Zebra e neagră cu dungi albe sau albă cu dungi negre? Lasă așa. Te pupăm.
Mulțumim. Mulțumesc și eu. Asta că nu puteai să mai abțină. Cred că te-ai luat de la asta, tatăl. Am crezut că sunteți așa mai interesanți în ceea ce privește întrebările. Păi deja le-am aflat de data trecută. N-am întrebat de mașină. Trebuie dacă are avion. Să știți că eu și dacă nu întreb ceva, îmi dau seama din întrebările. Chiar dacă nu întrebați pentru voi, puteți întreba pentru ceilalți. Cum a fost la chin? Pentru că poate el e prea vrăjit și nu mai vede și se uită așa. Dar dacă vă vine o întrebare în minte, întrebați-o pentru că o să-l ajute pe el acel răspuns. Și? Au început fraților ăștia cu întrebările. Tu te-ai scăpat cu mașa, tu te intră, ieși. Cum vă zici, doamne președinte? Ieși, intră, ieși. Că du-te înapoi, că tu ești aia la altă. Omule, mă lua, trebuie. Da, zi. Da, să fost foarte drăguț de sincer. Da. Noi cu ne-am coborat cu el, el. Da, bine, mai sunt într-adevăr cu care. Cum ne-am coborat frumos? Te-am zis că-ți vorbă, da, tu sunt la mine. Bine, este așa foarte strânj acolo. Se uită că le-am și face. El n-ai prea fost. Și am zis că știu, recunosc că n-am fost de vorba. Asta am zis că până încep să cunosc omul. Sorin, tu pe cine aștepți? Pe cele care au rămas. Cătălin? La fel. Și el. Flavius? La fel aici. Dar n-a fost deja cea pe care... Corina, adică. Robert, aștepți pe cineva? Sincer, le aștept pe toate să le văd felul de a gândi, da, primul rând și după care mă voi gândi bine. Pe parcurs, cu siguranță, mă voi drepta către toate, să văd cu adevărat ce vor și pe urmă voi lua o decizie. Tu zici că și Crezi frumos? Și Radu m-a întrebat. Iolanda. Basta! Cine credeți că vine? Haideți cu pariurile. Oricine e Iolanda sau Bianca? Deci Iolanda sau Bianca? Bianca e ultima. Iolanda zic că vine. Să vină. Ce părere a avut Robert despre asta? Mi-a zis nouă aici la masă. Dar nu trebuie să vorbești detalii din viața ei, alea poate urte. Eu m-am dus acolo jos la băieți și le-am zis foarte clar cum o zi eu. Face mult pe victima. Da. Dacă nu aș fi de foarte bine la fauna. Exact. Și fauna nu e cea mai bine deloc. După conversația pe care ai avut-o cu mama ta astăzi, pe care a auzit-o Iolanda, bineînțeles, care n-a fost ok. Ne-ai făcut că suntem perverse, parșive și false. Tu ai vorbit la telefon. Te ești prea blândă, sincer, tu nu ești așa. Tu ai zis lui Iolanda că te-ai certat cu mine și cu Ștefia seară și că suntem așa? Ai zis că tu ai... Răspunde cu da sau cu nu, da, sau confirmă nu. Sau nu Iolanda. Dacă ar izbuni un conflict, știu că ar putea să-l aplaneze. O persoană emotivă, așa cum sunt și eu, și merită. Ce nume o fi scris aici?